revanșa lui Altamont. A doua zi, doctorul și cei doi tovarășai săi se treziră după o noapte foarte liniștită. Fricul, fără să fie usturător, îi cam pișcase către dimineață, dar bine înveliți, au dormit adânc, vegheați de animalele pașnice. Timpul menținându-se frumos, hotărâră să-și consacre și ziua aceea unei recunoașteri prin regiune și căutării bului moscat. Trebuiau, totuși, să-i dea lui Altamont prilejul să vâneze puțin și s-a hotărât ca de-ar fi boi aceștia animalele cele mai naiv din lume să aibă dreptul să-i împuște. De altfel, carnea lor, deși puternic impregnată de mosc, e un aliment gustos și vânătorii se bucurau să aducă la Fort Providence câteva bucăți din această carne proaspătă și înviorătoare călătoria nu fu întreruptă de niciun incident în primele ore ale dimineții, regiunea, în partea ei nordestică, începea să-și schimbe înfățișarea, salturii bruște de teren, primele ondulări ale unui ținut muntos lăsau să se prevadă un sol nou. Ținutul acesta al Noii Americii, dacă nu cumva forma un continent, trebuia să fie cel puțin o insulă mare, dar nu era vorba acum să fie verificată această problemă geografică. Duc alerga departe și în curând, dădu de urmele unei cirezi de boi moscați, o lua apoi înainte cu toată viteza și în curând, dispăru din ochii vânătorilor. Aceștia se conduseră după lătrăturile lui puternice și deslușite, a căror grabă îi făcu să-și dea seama că, în sfârșit, credinciosul câine descoperise ceea ce le stârnea atâta poftă. Se repeziră înainte și, după o oră și jumătate de drum, se găsiră în fața două animale destul de mari și cu o înfățișare cu adevărat înfricoșătoare. Aceste patru ciudate păreau mirate de atacurile lui Duc fără ca de altfel. Să se sperie, păștea un fel de mușchi de culoare roz, care catife la solul lipsit de zăpadă. Doctorul îi cu ușor după statura lor mijloce după coarnele foarte lărgite și unite la bază, după curioasa lipsă de bot, după fruntea rotunită ca la oaie și după coada foarte scurtă, structura lor în ansamblu le-a dus din partea naturaliștilor numele de ovipos, cuvânt compus care amintește caracteristicile celor două animale din care se trag. Au peride și lungi, ca o mătase brună și fină. La vederea vânătorilor, cele două animale o luară imediat la fugă, iar aceștia le urmăriră cât îi țineau picioarele dar era greu pentru niște oameni, pe care un marș forțat de o oră și jumătate îi făcuse să-și piardă respirația, să-i ajungă. Hateras și tovară și să-i se opriră. Drace! Făcu altamont. ăsta i cuvântul potrivit, răspunse doctorul, de îndată ce izbuti să-și tragă sufletul. Ți dau pe acești rumegători drept americani, deci nu par să aibă o idee prea bună despre compatrioții voștri. Aceasta dovedește că suntem buni vânători, răspunse Altamont. În timpul acesta, boi moscați, nemai văzându-se urmăriți, se opriră cu un aer mirat. Devenise limpede că urmăritorii nu vor reuși să-i biruie alergând după ei, trebuiau, deci, să încerce să-i înconjoare. Platoul pe care se aflau în momentul acela era potrivit pentru o asemenea manevră. Vânătorii, lăsându-le pe duc să-i hărțuiască, coborâră prin albiile torentelor învecinate în așa fel, încât să ocolească platoul. Altamont și doctorul se ascunseră la capătul platoului după niște colți de stâncă, în timp ce Hateras, apărând pe neașteptate dinspre extremitatea opusă, trebuia să abată boii spre ei. După jumătate de oră, fiecare ajunsese la postul său. De data aceasta nu vă opuneți să întâmpinăm aceste patru pede cu focuri de armă. Întrebă Altamont. Nu. De data asta e cinstit, răspunse doctorul care, în ciuda bâlândeții sale naturale, avea fire de vânător. Și în timp ce discutau așa, văzură că boi moscați se pun în mișcare, cu duc pe urmele lor, mai departe, hateras, scoțând strigăte puternice, îi goni spre doctor și american, care se aruncară imediat în întâmpinarea acestei grozave prăzii. Îndată ce boii se opriră și, fiind mai puțin îngroziți la vederea unui singur dușman, se întoarseră împotriva lui Hateras. Acesta i aștepta hotărât, ochi în cel mai apropiat dintre cele două patrupede, trase, fără ca glonțul său, care îl lovise pe animal drept în frunte, să reușească a-l opri din mers. Al doilea foc de armă al lui Hateras nu a avut alt efect decât acela de a înfuria animalele. Ele se aruncară asupra vânătorului dezarmat și, într-o clipă, îl doborâră. E pierdut! Strigă doctorul. În momentul când Clauboni, disperat, rostea aceste cuvinte, Altamont făcu un pas înainte ca să sară în ajutorul lui Hateras, dar se opri, luptându-se cu sine. Nu! Exclamă el în cele din urmă. Ar fi o lașitate! și se repezi spre locul luptei împreună cu Claubonii. Șovăirea lui nu durase nici o jumătate de secundă. Dacă doctorul văzuse ce se petrecea în sufletul americanului, o înțelesese și hateras, el, care s-ar fi lăsat mai degrabă omorât, decât să-i ceară rivalului său să-i vină în ajutor. Totuși, abia a avut vreme să-și dea seama că Altamont și-a lângă el. Hateras, căzut la pământ, încerca să se apere de loviturile de coarne și de copite ale celor două animale, dar nu putea să lungească multă vreme o asemenea luptă. Ar fi fost sfâșiat în mod inevitabil, când, deodată, se auziră răsunând două focuri de armă. Hateras simți cum gloanțele îi trec pe deasupra capului. Haide! Exclama Altamont, care, aruncând departe de el pușca descărcată, se repezia asupra animalelor furioase. Unul dintre boi, lovit în inimă, căzut ca trăsnit, celălalt, înfuriat la culme, era tocmai să-l străpungă pe nefericitul capitan, când Altamont, apărându-i în față, îi vâr între fălcile căscate, mâna lui înarmată cu cuțitul de zăpadă, iar cu cealaltă îi crăpă capul cu o groaznică lovitură de topor. Totul a avut loc cu o miraculoasă iuțeală, cât ar fi durat un fulger care să lumineze scena. Al doilea bou își îndoi genunchii și căzu mort. Ura! Ura! strigă Clauboni, Hateras era salvat. Ei datora deci viața omului pe care îl ura cel mai mult pe lumea asta. Ce s-a petrecut în sufletul lui în acea clipă? Ce pornire omenească s-a declanșat în el și pe care nu și-o putut stăpâni? E unul din acele secrete ale inimii, care scapă oricărei analize. Orice ar fi fost, hateras, fără nicio șovăială, se îndreptă spre rivalul său și spuse pe un ton solemn mi-ai salvat viața, Altamont, și dumneata mi-ai salvat-o mea, răspunse americanul. Urmă un moment de tăcere, apoi Altmont adăugă. Suntem Kit Hatteras. Nu, Altmont, răspunse capitanul, când doctorul te-a scos din mormântul de gheață în care te aflai. Nu știam cine ești, dar dumneata m-ai salvat cu prețul vieții, știind cine sunt. Ei, Ești semenul meu, răspunse Altamont și, oricum ar fi, un american nu e niciodată laș. Nu, desigur, exclamă doctorul, e un om. Un om ca și dumneata, Hateras. Și ca și mine, va împărtă și gloria care ne așteaptă. Gloria de a merge la polul nord. Rosti Altamont. Da. Făcu capitanul pe un ton plin de mândrie. Ghicisem deci. Striga americanul. Ați îndrăznit, așadar, să concepeți un asemenea plan? Ați îndrăznit să încercați să ajungeți la acest punct de neatins? Ah, ce frumos! Vă spun eu, e sublim, dar dumneata întrebă Hateras, repede de tot, nu te-ai avântat, ca și noi, pe drumul spre pol. mond părea să șovăie în răspunsul lui: Ei? Întrebă doctorul: Ei bine, nu! exclama americanul: Nu! adevărul înaintea amorului propriu. Nu, n-am avut acest gând nobil care v-a adus până aici. Încercam să străbat cu vasul meu trecerea din nord-vest, asta e tot. Altamont, spuse Hatera, întinzându-i americanului mâna, să împărțim împreună gloria. Vino cu noi să descoperim polul nord. Și cei doi bărbați își strânseră cu căldură mâinile. Când se întoarse spre doctor, acesta plângea. Ah, dragii mei prieteni, murmură el ștergându-și ochii, cum de poate să încapă în inima mea o bucurie atât de mare. Ah! Dragii mei tovarăși, ca să vă uniți în vederea unui succes comun, ați sacrificat această rivalitate nenorocită. V-ați spus că diferența de naționalitate n-are niciun amestec aici și că, în fața pericolelor pe care le avem de întâmpinat în cursul expediției noastre, trebuie să fim legați printr-o strânsă prietenie, dacă polul nord va fi atins, ce importanță are cine le va fi descoperit? Pentru ce să ne coborâm atât de jos încât să ne dușmănim fălindu-ne că suntem americani sau englezi, când ne putem mândri că suntem oameni? Bunul doctor îi strângea în brațe pe dușmanii care se împăcaseră. Nu putea să-și stăpânească bucuria, noi prieteni se simțeau și mai apropiați prin dragostea pe care vrednicul om o avea pentru amândoi. Claubonii vorbea, fără să se poată stăpâni, despre deșertăciunea competițiilor, despre nebunia rivalităților și despre nevoia atât de mare a unei înțelegeri între oamenii părăsiți, departe de țara lor. Vorbele, lacrimile, mângâierile lui, toate veneau din adâncul sufletului. Se liniști după ce îmbrățișa pentru a douăzecea oară pe Hateras și Altamont. Și acum, spuse el, la treabă, la treabă. Și deoarece n-am fost bun de nimic ca vânător să folosim celelalte talente ale mele. Și se apucă să taie în bucăți bul, pe care îl numi bul împăcării, dar cu atât ameșteșuc, încât se mâna cu un chirurg care practică o autopsie delicată. Cei doi tovarăși îl priveau zâmbind. După câteva minute, îndemânatecul practician a scos din corpul animalului vreo sută de livre de carne îmbietoare, făcut din ea trei părți, fiecare urmând să care câte o parte, și se întoarseră spre Fort Providence. La zece seara, vânătorii, mergând sub razele oblice ale soarelui, ajunseră la Doctor's House, unde Johnson și Belle le pregătiseră o cină bună. Dar înainte de a se așeza la masă, doctorul exclamă triumfător, arătându-i pe cei doi tovarăși de vânătoare. Bătrâne Johnson, luasem cu mine un englez și un american, nu-i așa? Da, domnule Clauboni, răspunse șeful de echipaj. Ei bine, aduc înapoi doi frați marinarii întinse rămâna cu bucurie lui Altamont. Doctorul le povesti ce făcuse capitanul american pentru capitanul englez și în noaptea aceea, casa de zăpadă a cinci oameni pe de-a întregul fericiți. Capitolul 18